Dragilor, bine v-am regăsit în bucătăria mea. Astăzi vreau să facem împreună prăjitura boema. Mulți dintre voi mi-ați cerut rețeta, așa că astăzi a venit și rândul ei. Înainte de a începe, nu uitați să vă abonați dacă vă plac rețetele mele. Peste 5 ouă vom adăuga un praf de sare, iar apoi trebuie să mixăm ouăle la viteză mare până ce ele își vor dubla volumul. Eu am folosit un mixer cu bol, dar puteți folosi și un mixer de mână. Odată ce ouăle își vor dubla volumul, trebuie să adăugăm treptat și 5 linguri de zahăr. Vom continua să mixăm totul foarte bine până ce vom obține o spumă destul de fermă. Opțional puteți adăuga și esență sau extract de vanilie. Peste această spumă de ouă trebuie să adăugăm 2 linguri de cacao, 3 linguri de făină și o linguriță praf de copt. Aceste 3 ingrediente le vom cerne treptat peste spuma de ou și cu ajutorul unei spatule de silicon le vom încorpora cu mișcări largi. Odată ce am încorporat totul foarte bine, trebuie să transferăm toată compoziția într-o tavă. Dimensiunea tăvii mele este de 36x22 de centimetri, iar apoi vom da tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 10 minute. Cât timp platul este la cuptor, ne vom ocupa de bezea, de aceea pentru început vom avea nevoie de 5 albușuri de ou. Odată ce am separat toate ouăle, peste albușuri vom adăuga 2 linguri de oțet, iar apoi trebuie să mixăm totul foarte bine la viteză mare, până ce albușurile își vor dubla volumul. Când albușurile și-au dublat volumul, trebuie să adăugăm treptat 10 linguri de zahăr și să continuăm să mixăm până ce vom obține o spumă foarte fermă. După 10 minute vom scoate blatul din cuptor și vom adăuga toată cantitatea de bezea peste blatul fierbinte. Odată ce am întins foarte bine bezeaua, vom reintroduce tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru încă 15 minute sau până când bezeaua este rumenită. Apoi vom lăsa blatul să se răcească. Acum ne vom ocupa de cremă, de aceea într-un bol vom adăuga 5 gălbenușuri de ou, 2 linguri de cacao, 10 linguri de zahăr, iar la sfârșit vom adăuga și 14 linguri de cafea, apoi vom amesteca totul foarte bine și trebuie să fierbem crema pe aburi până ce ea se va îngroșa. Timpul de gătire al cremei este în jur de 30 de minute, este un timp destul de îndelungat, dar va merita tot efortul. Trebuie să amestecăm constant în cremă, deoarece ea va risca să se ardă. Odată ce crema s-a îngroșat, o vom lua de pe aburi și o vom lăsa să ajungă la temperatura camerei. Între timp s-a răcit și blatul, așa că cu grijă îl vom desprinde de hârtia de copt. Acum într-o tavă vom adăuga o ceașcă de cafea, iar apoi peste cafea trebuie să punem cu grijă blatul și să îl lăsăm să se însiropeze. Vom lăsa puțin blatul deoparte, timp în care ne vom ocupa de cremă. Într-un bol vom adăuga un pachet de unt la temperatura camerei, peste care adăugăm o lingură de zahăr pudră și apoi trebuie să spumăm untul la viteză mare. Concentrația de grăsime a untului este de 82%. Odată ce am spumat untul, trebuie să adăugăm treptat din crema de cafea. Crema de cafea trebuie să fie la temperatura camerei, să fie bine răcită, altfel riscăm ca toată compoziția să se taie.
și crema este gata. După cum vedeți, am obținut o cremă foarte stabilă. Acum ce trebuie să facem este să o adăugăm toată peste blat. Odată ce am întins foarte bine crema pe toată suprafața blatului, vom introduce prăjitura la frigider pentru câteva ore pentru ca crema să se întărească, apoi o vom scoate de la frigider și o vom tăia în bucăți potrivite. Vă recomand să tăiați prăjitura cu lama cuțitului fierbinte și între fiecare tăiere să ștergeți foarte bine lama cu un șervețel. În acest fel veți obține felii cât mai perfecte din prăjitură. Odată ce am tăiat prăjitura, o vom lăsa puțin deoparte, timp în care vom mixa la viteză mare 200 de ml de frișcă lichidă rece. Frișca o vom folosi la decor, de aceea o vom transfera într-un poș cu doi. Acum vom decora prăjitura și vom adăuga o cantitate generoasă de frișcă peste fiecare bucată. Opțional mai puteți adăuga alune mărunțite și o lingură de Nutella topită. Și prăjitura noastră este gata de servire. După cum vedeți, a ieșit foarte bine. Vă asigur că este foarte delicioasă și sper să o încercați și voi cu prima ocazie. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum și să dați un like la acest clip. Aștept cu mare drag părerile voastre în comentarii și până data viitoare vă pup și vă îmbrățișez cu drag.